De-a lungul timpului, persoane calificate precum agenți secreți, astronauți, ingineri, piloți, oficiali de rang înalt din cadrul personalului militar sau guvernamental al Statelor Unite, au făcut dezvăluiri deosebit de importante despre existența extraterestrilor, în ciuda faptului că prin asemenea rapoarte i-au riscat să-și atragă compromiterea imaginii lor publice sau chiar pierderea propriei vieți. Datorită unor astfel de oameni, în prezent există dovezi importante ce evidențiază colaborarea dintre Guvernul Statelor Unite și nu numai cu anumite civilizații extraterestre. Cele mai multe informații cu privire la o astfel de colaborare indică faptul că în 1954 președintele american Dwight Eisenhower, în urma mai multor întâlniri secrete pe care le-a avut cu anumite civilizații extraterestre, a ajuns la un acord cu acestea, cunoscut sub numele de tratatul Grieda. Primele întâlniri au avut loc la baza militară Edwards din California, iar următoarele la baza militară Holoman din New Mexico. Astfel, americanii urmau să primească gradual tehnologie extraterestră, în timp ce extraterestrii aveau cale liberă de a răpi oameni și animale pentru a li se efectua diferite teste biologice sau să li se preleveze material genetic. Iată cum s-a ajuns la încheierea tratatului Grieida și ce prevedea mai exact acesta. În 1953, astronomii au descoperit mai multe obiecte de mari dimensiuni ce se îndreptau spre Pământ. S-a crezut inițial că sunt asteroizi, însă dovezile ulterioare au arătat că obiectele respective erau de fapt niște nave spațiale uriașe. Când navele extraterestre, a căror intenție reală era necunoscută, au ajuns în apropierea Pământului, au ocupat o orbită foarte înaltă în jurul ecuatorului. A fost lansat atunci mai întâi proiectul Sigma pentru a se intercepta semnale radio extraterestre. Urmat apoi de proiectul PLATO, care prin intermediul limbajului binar al computerului li s-a comunicat extraterestrilor locația unde pot ateriza și de asemenea tot prin acest proiect s-a avut în vedere stabilirea unor relații diplomatice cu aceștia. Se pare că în timp ce delegația extraterestră aflată pe orbita Pământului se pregătea de întâlnire, o altă rasă extraterestră a contactat guvernul american avertizându-i în privința grupului cu care urmează să se întâlnească, grup din care făceau parte micii cenușii, dar și reptilienii. Conform descrierilor făcute de fostul agent secret din Marina Statelor Unite, William Cooper, președintele Eisenhower s-a întâlnit mai întâi cu membrii civilizației extraterestre care au făcut acel avertisment. Ei erau înalți, aveau părul blond spre alb, ochii albaștri palizi și buze incolore. Se pare că aceștia au fost reprezentanții pleiadienilor, care au avertizat cu privire la intențiile cenușilor și reptilienilor și chiar s-au oferit să-i ajute pe oamenii de pe pământ în privința dezvoltării spirituale, dar și să-i protejeze de aceste civilizații. Ei au refuzat să ofere tehnologie, invocând faptul că ar putea fi folosită în scopuri negative de oameni. Ba chiar le-a cerut americanilor să demonteze toate armele nucleare și să înceteze să le mai producă. Această rasă extraterestră a spus că omenirea este pe cale de autodistrugere, și pentru a se opri acest lucru, trebuie ca oamenii să învețe să trăiască în armonie: să nu se mai ucidă unii pe alții în războaie devastatoare, să nu mai polueze mediul, iar resursele naturale să fie folosite în mod chipzuit. De asemenea, dacă oferta lor era acceptată, erau de acord ca publicului să-i se spună adevărul despre existența lor. Termenii impuși de această civilizație extraterestră au fost întâmpinați cu suspiciune, mai ales de generalii din eșalonul superior de la Pentagon. Aceștia au considerat că cererea de renunțare la armamentul nuclear era un fel de înșelătorie care ar fi lăsat lipsiți de apărare, mai ales că Statele Unite aveau deja o relație destul de tensionată cu Rusia la acel moment. În cele din urmă, președintele Eisenhower a decis să refuze oferta extraterestrilor pleadieni semnând în data de 22 februarie 1954 un tratat cu extraterestrii cenușii ce provin din sistemul Zeta Reticului, cu reptilienii, cu o civilizație din sistemul Tau -Ceti, dar și cu membrii unei civilizații ce se numeau Eterieni. Tratatul Griei, Grieida sau acordul Edwards, semnat în februarie 1954, urma să fie reînnoit odată la 10 ani, și prevedea ca extraterestrii să ofere tehnologia avansată ce permitea călătoria în spațiu, dar și cea care permitea zborurile prin spațiu-timp, extraterestrii fiind lăsați în schimb să răpească un număr mic de oameni și animale pentru diverse experimente, dar și să preleveze mostre ADN de la oameni în vederea creierii unei specii hibride. Oamenii răpiți trebuiau aduși înapoi la locul unde fusese răpiți, fără să fie răniți și cu amintirea evenimentului ștearsă. De asemenea, în tratat se mai prevedea ca oamenii să nu se implice în activitățile extraterestrilor pe pământ, la fel cum nici extraterestrii nu aveau voie să se implice în activitățile oamenilor. Publicul nu trebuia informat sub nicio formă de existență a vieții inteligente pe alte planete, iar extraterestrii respectivi trebuiau să nu mai încheie cu nicio altă națiune de pe pământ un tratat similar. Se pare, după cum vom vedea în continuare, că termenii tratatului încheiat în 1954 nu au mai fost respectați ulterior de extraterestri. La momentul semnării acelui tratat, președintele Eisenhower a fost asistat pe lângă militarii cu rang înalt și de o comisie formată din liderea unor comunități religioase, spirituale, economice și media din Statele Unite. Scopul prezenței acelor lideri la acea întâlnire a fost de a testa impactul sociocultural și psihologic asupra maselor, în timpul unui posibil prim contact al populației cu extraterestri. Cu excepția președintelui și a militarilor cu rang înalt, nimeni nu a știut ce fel de nave și ființe urmează să sosească la baza militară Edwards din California, astfel că impactul psihologic și emoțional asupra participanților a fost destul de mare. Mulți dintre militarii și civilii prezenți au fost cuprinși de panică și confuzie atunci când reprezentanții micilor cenușii ai reptilienilor dar și altor trei civilizații extraterestre și-au făcut apariția cu navele lor. Gerald Light, liderul unei comunități metafizice și unul dintre numeroșii martori a acelei întâlniri din februarie 1954, într-o scrisoare trimisă membrilor fondatori ai Organizației pentru Cercetarea Fenomenelor Aeriene din Statele Unite, spunea În cursul vizitei mele de două zile am văzut cinci tipuri diferite de nave, Studiate și manevrate de oficialii forțelor noastre aeriene, cu asistența și permisiunea extraterestrilor numiți terieni. Nu am cuvinte să-mi exprim reacțiile, în sfârșit s-a întâmplat. De acum este un fapt intrat în istorie. Întâlnirile președintelui Eisenhower cu extraterestrii în anul 1954 sunt confirmate de foarte multe persoane. Fostul agent secret al Marinei Statelor Unite, William Cooper, care a făcut parte din comisia ce l-a asistat pe președintele american la acea întâlnire, a dezvăluit ulterior totul în diverse interviuri de presă, motiv pentru care a fost asasinat. De asemenea, astronautul american Gordon Cooper a făcut dezvăluiri foarte concludente în acest sens în anul 1995. Diversi militari, precum colonelul Philip Corso, comandantul marinei Statelor Unite de la acea vreme Charles Suggs, care a povestit fiului său întâlnirea președintului american din 1954 la care a luat parte, precum și John Lear, care a fost capitan și pilot de teste pentru CIA în cadrul companiei Lockheed Martin. Lear a dezvoltat o relație strânsă cu directorul CIA, William Colby, de la care a aflat despre întâlnirea de la baza Edwards din California. Potrivit lui John Lear, în 1954 au avut loc și două întreceri între navele extratereștilor, în deșertul Nevada, în apropiere de zona 51. Dezvăluiri interesante cu privire la înțelegerea dintre americani și extraterestri în 1954 a făcut și geologul și inginerul american Phil Schneider, care a luat parte la mai multe operațiuni secrete ale Guvernului Statelor Unite. Acesta a lucrat în cadrul unui program de construire a bazilor subterane ultrasecrete de mare adâncime, baze folosite de armata americană, dar și de membrii societăților oculte. El a ținut o serie de conferințe până în anul 1996, când, pentru a se pune capă dezvăluirilor sale, a fost asasinat. Potrivit lui Schneider, în 1954 președintele american Dwight Eisenhower a încheiat un pact cu câteva civilizații extraterestre. În schimbul tehnologiei avansate a acestora, Eisenhower ar fi dat permisiunea vizitatorilor galactici de a răpi animale și un număr limitat de ființe umane. Însă, încetul cu încetul, extraterestrii nu au mai respectat obligațiile contractuale, ajungând să răpească un număr mult mai mare de oameni. Phil Schneider relatează că la sfârșitul anului 70, în baza de la Dulce din New Mexico, a avut loc chiar și o confruntare între forțele speciale ale CIA și extraterestri reptilieni. Timp de decenii, în Statele Unite, mii de animale au fost găsite mutilate într-un mod inexplicabil. Unii spun că de vină ar fi animalele de pradă, deși s-a constatat că organele interne au fost îndepărtate cu o precizie chirurgicală. De aceea, mulți martori cred că este vorba despre experimentele extraterestrilor pomenite de Schneider. În ceea ce privește subiecții umani, geologul american afirmă că este vorba de aproape 100.000 de copii și aproximativ un milion de adulți care dispar anual în Statele Unite, conform unor statistici realizate de CIA și FBI, fără ca aceste dispariții să aibă legătură cu sinucideri, omoruri sau astfel de lucruri. Schneider susține că o parte din acești oameni răpiți sunt vânduți de elita mondială extraterestrilor în schimbul tehnologiei avansate. Tot acesta afirmă că unele rase de extraterestri văd ființele umane ca pe o pungă cu mâncare. Fiind interesați în mod special de secrețiile glandelor corpului uman, se pare potrivit acestuia că, în urma colaborării cu extraterestrii, guvernul american a primit printre altele formula de fabricație a unui tip de metal aproape indestructibil. Mai multe persoane au confirmat că geologul le-a arătat acest tip de aliaj care conține niobiu, un element chimic existent pe pământ și un altul extraterestru denumit marinită, care nu este cunoscut chimiștilor. Înainte să fie găsit mort, Schneider a afirmat că sateliții americani de spionaj sunt construiți cu tehnologie extraterestră, iar membrii societăților oculte care alcătuiesc guvernul mondial primesc în mod direct ordine de la anumite civilizații extraterestre, precum reptilienii și micii cenușii. Conform altor martori, în 1954, la câteva luni de la încheierea tratatului Grieida, președintele Eisenhower a mai primit vizita unei alte civilizații extraterestre la baza militară Holoman din New Mexico. Această rasă s-a identificat ca provenind de pe o planetă din jurul stelei Betelgeuse din constelația Orion. Ei au declarat că planeta lor era pe moarte și că nu vor mai putea supraviețui prea mult timp acolo. Nu se știe însă la ce înțelegere s-a ajuns și cu această civilizație extraterestră. Au existat de asemenea și alte rapoarte ale martorilor oculari despre o altă întâlnire din 1955 între Eisenhower și extraterestri la baza Holoman din New Mexico, care se află la doar 120 de mile de locul unde a fost binecunoscutul incident de la Roswell. Rapoartele sunt mai detaliate decât cele pentru întâlnirea de la baza Edwards din California. Astfel, în februarie 1955, aproximativ 300 de oameni au văzut Air Force One aterizând la baza Holoman. La scurt timp după ce avionul a aterizat, Pilotul a instruit turnul de comandă să stingă toate radarele în timp ce avionul președintelui se afla pe pistă. Apoi, trei obiecte rotunde au fost văzute pe cer. Unul a aterizat la aproximativ 200 de metri în fața avionului prezidențial, altul a plutit deasupra zonei ca și cum ar fi supravegheat. Un om presupus a fi Eisenhower a coborât treptele Air Force One, a fost văzut dând mâna cu o ființă la ușa farfuriei zburătoare. După care a intrat în aeronava neobișnuită unde a stat 45 de minute. Când a plecat, nu purta pălărie, și atunci a fost văzut clar de mulți observatori. Toți martorii l-au recunoscut ca fiind președintele Eisenhower. După anul 1955, președintele Eisenhower a fost treptat îndepărtat de la cunoașterea exactă a problematicii OZN de către grupul Majestic 12, dar și de cei care se aflau în spatele complexului industrial-militar. Astfel, conform unui fost angajat al CIA care a făcut o mărturisire pe patul de moarte, președintele Eisenhower a trimis o delegație la baza militară din Nevada, cunoscută sub numele de Zona 51, pentru a informa pe cei de acolo că dacă nu vor prezenta în cel mai scurt timp un raport cu privire la tehnologie extraterestră dezvoltată, va invada baza cu prima armată a Statelor Unite. Fostul angajat al CIA povestește cum a văzut în baza din Zona 51 din Nevada mai multe farfurii zburătoare care au fost recuperate din diferite locații în care s-au prăbușit pe pământ. A văzut inclusiv nava extraterestră ce a căzut la Roswell. Întâlnirile americanilor cu diverse civilizații extraterestre au continuat și după anul 1955. Astfel, în 1964, câteva OZN-uri au aterizat la baza militară Holoman din New Mexico. Trei umanoizi cu ten albastru gri, îmbrăcați în costume de zbor, au fost atunci întâmpinați de comandantul bazei forțelor aeriene și de alți patru ofițeri. Extraterestrii au stat câteva zile, iar ceea ce s-a discutat în cadrul întâlnirilor este încă un mister. De-a lungul anilor au existat mai multe rapoarte privind vizitele extraterestrilor la baza militară Holoman din New Mexico, care pare a fi locul preferat de aceștia. Laura Eisenhower, strănepoata fostului președinte american Dwight Eisenhower, în câteva interviuri a vorbit despre numeroasele contacte pe care Guvernul Statelor Unite le-a avut cu diverse civilizații extraterestre de-a lungul timpului. Se pare potrivit acestea că americanii au fost contactați pentru prima dată de o rasă de umanoizi verzi în anul 1934, când la conducerea țării se afla președintele Franklin Roosevelt. Atunci s-a semnat primul acord cu o civilizație extraterestră, acord ce este reînnoit odată la 10 ani. Conform altor surse, nu numai americanii au semnat acorduri de colaborare cu anumite civilizații extraterestre, ci și alte națiuni, precum germanii, rușii, chinezii și alții. De fapt, primii care au intrat în contact cu ființe din exteriorul pământului au fost germanii, chiar la începutul secolului 20. În urma colaborării cu extraterestri cenușii cunoscuți ca venind din Zeta Reticulii, dar și cu reptilienii și cu o civilizație din sistemul al de baran. În anul 1934, germanii deja reușiseră să construiască diverse tipuri de nave antigravitaționale, care la acea vreme nu puteau fi folosite în război, precum și dispozitive ce permiteau călătoria în timp, ce au fost ulterior perfecționate la baza militară Montauk din Long Island de oamenii de știință germani recrutați de guvernul Statelor Unite prin intermediul proiectului Paperclip. De asemenea, rușii, în 1942, au ajuns la o înțelegere cu civilizația micilor cenușii din Zeta Reticului, conform unor documente secrete ale KGB ce au ajuns în presă în anii 90. Deci, oficial, pentru publicul larg, extraterestrii nu există. Însă, neoficial, mai multe țări puternice de pe această planetă au intrat de mult timp în contact cu mai multe civilizații extraterestre, de atunci ei au dezvoltat tehnologia atât de avansată, încât noi doar prin filmele SF o putem admira. Energia liberă, tehnologia călătorilor în timp, nave ce pot călători la distanțe mari în afara planetei și multe alte asemenea lucruri sunt ascunse publicului larg de către elita francmasonică ce conduce lumea. Numai dacă s-ar dezvălui secretul energiei libere, multe dintre companiile multinaționale care conduc lumea ar fi desfințate deoarece și-ar pierde puterea economică. Iar elita mondială, evident, că nu ar putea accepta așa ceva pentru că altfel și-ar pierde puterea de control asupra populației. Energia reprezintă una dintre mijloacele prin care oamenii pot fi stăpâni și controlați foarte ușor. Umanitatea este ținută în minciună deja de prea mult timp. Aflarea adevărului, dar și ieșirea din sclavia societăților oculte și a civilizațiilor extraterestre negative, s-ar putea realiza numai dacă oamenii încep să conștientizeze situația dificilă în care se află umanitatea, ajutorul putând veni și de la unele civilizații extraterestre pozitive, așa după cum am văzut că sunt pleadienii, dar și alții, care, dacă li s-ar cere în mod conștient ajutorul, cu siguranță l-ar acorda oamenilor.